Potrivit Biroului Național de Statistică, în ianuarie-septembrie 2011, volumul producției agricole a crescut cu 3,7% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2010 și s-a ridicat la aproximativ 15,5 miliarde de lei. Situația nu este la fel de bună în ceea ce privește numărul lucrătorilor în acest domeniu. În 2011, în agricultură activau 317.000 de oameni. De menționat că în 2000, în acest domeniu lucrau 770.000 de oameni, ceea ce înseamnă că în ultimii 10 ani, numărul celor implicați în muncile agricole s-a redus în jumătate. Unul dintre motivele reducerii numărului agricultorilor este remunerarea proastă. Potrivit datelor Biroului de Statistică, salariul mediu în agricultură este de 1782 de lei, iar subvențiile pentru agricultori constituie în acest an 400 de milioane de lei. Aceeași sumă este prevăzută și în bugetul de stat pentru 2012, aprobat vineri de guvern.